Dar teoretic prețul Bitcoin nu există un preț al Bitcoin, există prețul Bitcoin pe exchange-ul X. Și în funcție de volum și de popularitatea exchange-ului, îți dai seama dacă e mai mult sau mai puțin relevant. Și că era o situație foarte amuzantă, cam acum o lună, două, auzisem o știre că în Tanzania se tranzacționează Bitcoin cu 75.000 de dolari. Un Bitcoin, da. Deci acolo să fii, să acolo faci. Să fii, da. Probabil că e mai greu, evident că e mai greu, că altfel dacă se putea să intri ușor pe respectiva piață. Și e vreo liquiditate? Adică cumpără nu știu, cineva? Nu știu să zic, dar am văzut. Că vânzători sigur s-ar găsi la prețul. Cu siguranță, da. Asta ține de diferențele locale între piețe. Sau trebuie să te duci acolo cu device-ul din alea hard și te întrebi dacă mai pleci de acolo într-o bucată sau mai multe bucăți. Niciodată nu se știe. Știi că asta e una dintre dilemele celor care vor să facă over the counter, să vândă în afara unui exchange. O a doua metodă prin care cred că criptomonedele vor ajunge la adopție de masă, și anume bazarurile în zona cripto, portaluri care să accepte direct criptomonede. După legea din majoritatea jurisdicțiilor, este taxată ieșirea în monedă fiat, în monedă fiduciară clasică. Nu este taxat, nu știu, dacă tu cumperi un produs. Pentru că n-ai cum, e un fel de troc și n-ai cum să-l taxezi. S-ar putea și asta să fie un debușeu. Oamenii sunt inventivi.